Joi 18 aprilie, la Galeria de Artă Traian Postolache din Rădăuți, scriitorul Cezar Haiura și-a lansat volumul de poezie intitulat Muțenia armelor. Invitații de seamă la acest eveniment au fost solistele Anastasia Lauric și Alesia Fraseniuc, dar a fost prezent și jurnalistul Mihai Aniuc și scriitorul anfitrion Ioan Mateiciuc. Atunci fulgerele își vor îngheți lumina într-un zigzag al beznelor, din care doar de clicul rătăcit prin încordările percutoarelor va răcni, ca un capăt de privire ancorat de pontonul ghintuit al turelei. Sioase ciute ieșite la păscut pe marginea așteptării nu vor mai fugi la uzul șuierului sinistru din măruntaiele urechii. Nu vor mai găsi instrumente pentru a descifra conturul fricii și vor zâmbi cu sângele și roind în colțul gurii, ca miei uciși în vechime pe mesele colțuroase de sacrificiu. Ele, purele, tăcutele, nevinovatele, ce-și așează în liniște pleoapa peste lumina călării a lacrimii, sacrificați și anonimi soldați ai gingășiei, uitați prizoneri în cutremure cărora nimeni nu ar putea să le deznoa de margini. Ele vor tăcea și vor cădea secerate în amețitoare carnagii din care va răsări liniștea. Zah!